47. Au coborât pe Osvaldo Cruz până în Montes de Oca. În locul localului unde fusese în 1927, era acum o casă familială. Maidana a spus, cum vor fi fiind domnișoarele ce locuiesc aici? Ca toate celelalte, a răspuns Antunez. Cu o deosebire, a comentat pe Goraro. Nu văd ce aici deosebit, zise Antunez. Ca să le distreze, continuă Maidana, sigur că băieții din cartier le spun tot felul de vorbe cu două înțelesuri. Au intrat în mai multe birturi. Doctorul părea supărat pe gauna. Acesta îl privea cu afecțiune reînnoită, care avea ceva filial. Resentimentul lui Valerga l-a tulburat foarte tare, dar nu îl băga prea mult în seamă. Importantă îi părea împăcarea, imboldul spre prietenie pe care îl simțea în clipa de față. Desigur că nu obosea la zilei aceleia bezmetice și nici sumedenia de pahare băute îl făceau să uite și să treacă peste ura de dimineață, ci sentimentele avute în barul din piața Diaz-Velez. Atunci când dialogul dintre cei doi necunoscuți îi perturbase și, ca să spunem așa, îi jignise o seamă dintre credințele la care ținea cel mai mult, și când Valerga, credincios lui însuși sau ideii pe care gauna și-o făcuse despre el în primele timpuri, se ridicase asemeni unui munte de curaj. Pe Montes de Oca au căutat un hotel unde să-și petreacă noaptea. Era cât pe acei să intre la Guimares i Moreira, dar, văzând că jos se află un atelier mecanic, și-au continuat drumul. Cel mai bine ar fi să mergem la Șchiopul Araujo, a fost de părere Valerga. Șchiopul Araujo era proprietarul, sau mai bine zis, paznicul unui depozit de materiale de construcție de pe strada la Madrid. Tinerii au fost încântați comentau, clătinând din cap, întâmplarea asta de necrezut. Pe o zicea, să fii din Saavedra, ca doctorul, și să cunoști tot felul de lume în colțurile cele mai îndepărtate, ba chiar și prin cartierele mărginașe, ca să nu zic la dracum praznic. Și să faci parte din Saavedra așa cum face parte parcul, adăugă Antunez. Nu mi se pare nimic nemaipomenit, îndrăzni Maidana. Și noi suntem din Saavedra și uite-ne aici. Ei, nu fi tâmpit, altele sunt timpurile, îl dojeni pe Goraro. Ăsta, zise Antunez, arătând spre Maidana, grăbit cum e mereu să-i ponegrească pe alții, n-are niciun respect pentru nimeni. Pe Goraro l-a ajuns din urmă pe doctor, care mergea înainte cu gauna și l-a întrebat, cum se face, doctore, de cunoașteți atâta lume? Concetățene," a răspuns Valerga cu un fel de orgoliu plin de tristețe, când veți fi trecut și voi prin câte am trecut eu, o să vedeți că, dacă mare scofală n-ați făcut pe lumea asta, v-ați câștigat totuși o mulțime de prieteni, căci trebuie să le spunem cumva, care, la nevoie, nu o să vă refuze de postul pe o noapte, chiar de n-ar fi decât o magazie unde mișună șoarecii, ca asta." Pe când doctorul bătea la poartă, gauna se gândea. Pe altcineva în locul lui, soarta l-ar pedepsi pentru fraza asta, neîngăduindu-i să intre înăuntru. Dar doctorul face parte dintre oamenii cărora nu le, li se întâmplă niciodată așa ceva. Și fere, firește că nu i s-a întâmplat. Dincolo de zid, șontăcăind și bombănind, se apropia Arauho, care părea să nu mai sosească. În sfârșit, a deschis poarta și, pe când se salutau, a schițat un ușor gest de retragere și de alarmă, văzându-i în umbră pe băieți. Doctorul s-a rezemat de poartă pe semne ca să-și împiedice prietenul să o închidă și a rostit cu glas domol. Nu-ți fie teamă, dona Arauho, azi nu avem de gând să dăm buzna peste dumneata. Domnii aici de față au ieșit să-și petreacă sărbătorile și, ce zici de asta, au avut bunăvoința să cheme și pe un bătrânel ca mine. Ei, și ne-a prins noaptea pe drum, iar eu mi-am zis, înainte de a ne duce la hotel, ia să încercăm la șchiopul. Și bine ați făcut, zise șchiopul, acum liniștit, ați făcut foarte bine. Doctorul a continuat: La vârsta noastră, soarele nu mai răsare prietene Araujo. Dacă ieși împreună cu oameni tineri, unul mai binevoitor te poate lua drept pedagog ieșit la plimbare cu elevii. Dacă, în schimb, ieși cu oameni de vârsta ta, asta e numai ca să te duci în piață și să stai pe o bancă la soare, răcnind ca să te faci auzit. Cred că nu ne mai rămâne decât să ne așezăm jos și să sorbim din mate singuri cuc, până sosesc ăia de la pompele funebre. Și căpătând și tușind, Arauho a fost de părere că pentru ei doi soarta pusese deoparte distracții mai de soi și încă mulți ani de trăit de aici înainte. Au vorbit despre cum urma să-și petreacă noaptea prea mare lux nu vă pot oferi, spuse șchiopul. Pentru doctor, sofa va aceea scurtă din birou. Mi cam teamă să nu, că nu o să-i fie tocmai pe plac, dar ceva mai ca lumea nu se află în casa asta. În vremurile mele bune, am încercat-o și eu, mă culcam în câte o după amiază, să țipesc un pic, iar a doua zi să mă fi văzut, eram mai încovoiat decât un cocoșat bătrân. Eu bănuiesc că reumatismul nu se trage, așa cum zic unii, de la locul nesănătos unde ți a așezat patul, cât din aceea că-ți turtești scăfârlia de căpătâiul lui. Domnilor, o să le dau niște saci curați. Căutați-vă un loc care vă plăcea și întindeți-vă fără grijă, ca la dumneavoastră acasă. Gauna era foarte obosit. Își amintea vag că a pășit pe dibuite prin întuneric, printre niște forme albe. Pe urmă, trebuie să fie adormit îndată. A visat că intră într-un salon luminat cu lumânări, unde era o masă rotundă foarte mare, la care stăteau eroi jucând cărți. Nu se aflau nici Faluho nici sergentul Cabral și nici alt cineva pe care gauna să-l fi cunoscut. Erau niște tineri aproape goi, dar nu erau sălbatici. Aveau fața și trupul atât de albe, încât păreau de gips. Îi aminteau de discobolul, o statuie aflată la clubul Platense. Jucau cu niște cărți de două ori mai mari decât cele obișnuite și alt fapt de reținut din acelea care au pe ele trefle și inimi. Jucătorii își disputau dreptul de a urca pe tron, adică de a ocupa locul de cinste cuvenit celui din dintre eroi. Tronul era un scaun ca de lustragerie, dar mai înalt și mai comod. Gauna a observat că spre el duce un covor lung roșu ca acela care, după cât se spune, la royal duce până la closet. Pe când se străduia să înțeleagă toate astea, s-a trezit. S-a pomenit că e culcat printre niște statui, care, după cum i-a lămurit mai târziu șchiopul, în timp ce beau mate, îl înfățișează pe Iason și pe eroii ce l-au însoțit în aventurile sale. Gauna a încercat să le spună băieților că el visase acești eroi înainte de a ști de existența lor și înainte de a vedea statuile. Pe Goraro l-a întrebat. Încă nu ți-a spus nimeni că e plicticos să-ți povestești visele? Nu știu, a răspuns Gauna e vremea să o afli, a spus pe Goraro. Araujo i-a rugat să nu se supere și să plece cu ceva înainte de opt oră la care începeau să sosească muncitorii și domnișoara cea urâtă de la birou. Dezvinovățindu-se, a adăugat. Totdeauna se găsește câte unul care să umble cu vorba și, parcă poți să știi, se prea poate ca patronului să nu-i convină. O grămadă de și șchiopul ăsta furisit, îndrăznește să ne trimită la plimbare, comentă doctorul. Nu vorbea serios. Voia, pur și simplu, să-și necăjească prietenul. Acesta protestă. Nu spune una ca asta, doctore. Din partea mea, n-aveți decât să rămâneți. Într-un birt aflat pe Monte de Oca, la numărul 600, au luat micul dejun, cafea cu lapte, chifle și cornuri. Aproape de Constitution, au intrat la o baie publică și în vreme ce, după cum a zis doctorul, hainele le-au fost călcate și periate, au mâncat de prânz cu todichisul tocmai pe Bulevardul Maio. Apoi au văzut la un cinematograf Prețul Gloriei cu Barry Norton, iar la Bataclan, un spectacol de revistă care, cinstit vorbind, nu a fost grozav, cum a comentat pe Goraro, au mâncat într-o cârciumă de pe Paseo de Julio. În schimbul a câtorva monede, s-au uitat la niște fotografii, înfățișând bulevardul din Mar del Plata, expoziția de la Paris din 1889, câțiva boxeri japonezi foarte grași în poziție de luptă și alte persoane de ambele sexe. Apoi, într-un taximetru, Marca Buick, cu capota deschisă, s-au plimbat pe corsouri și au ajuns la Armenonville. Înainte de a coborâ pe Goraru a făcut cu briceagul mai multe tăieturi de forma cifrei șapte în pielea roșie a tapițeriei. Mi-am pus și scălitura, a zis. A fost un moment neplăcut când portarul de la Armenonville n-a vrut să-i lase să intre, dar gauna i-a pus în palmă o hârtie de cinci pesos și în fața eroilor noștri s-au deschis porțile acestui palat fermecat. 48. Acum e nevoie să înaintăm fără grabă și cu foarte mare grijă. Lucrurile ce urmează să le povestesc sunt atât de ciudate, încât, dacă nu explic limba de totul, nu o să fiu nici înțeles și nici crezut. Acum începe partea magică a acestei povestiri. Sau, poate întreaga povestire a fost magică și doar noi nu ne-am dat seama de adevărata ei natură. Poate ne-a indus în eroare tonul acesta de Buenos Aires, neîncrezător de vulgar. Când a intrat în sala strălucitoare de la Armenonville, când a dat-o col în bulzelii greoaie, și vii a oamenilor mascați care dansau un vag fox copiat după un vag fox din anii trecuți, când a uitat cu ce scop venise, lui Gauna i s-a părut că minunea mult așteptată se împlinise. I s-a părut că își regăsește starea de spirit din 1927, după care jinduise atât și că își o regăsește nu numai el, ci și prietenii lui, se va zice că nu e nimic ciudat la mijloc. Sufletește era pregătit pentru asta, fiindcă mai întâi își dorise să o regăsească, iar pe urmă uitase de această dorință a idoma cuiva care lasă o ușă deschisă. Trupește era pregătit de asemenea câte vreme după trei zile de carnaval petrecut într-un chef și aproape nedormit, trebuie să fi fost la fel de obosit acum ca și atunci. În afară de asta, mai era și sala de la Armenonville, atât de luxoasă, plină de lumină, de muzică și înțesată de oameni mascați, și care reprezenta ceva unic în viața lui. Firește că atunci relatarea asta nu pare a atinge un fapt magic cât unul psihologic. Pare o descriere a ceva care s-a petrecut numai în sufletul lui Gauna și care s-a datorat oboselii și băuturii atâta doar că mă întreb dacă o asemenea relatare nu lasă neexplicate o seamă de întâmplări din ultima noapte. Și mă mai întreb dacă nu cumva atare întâmplări sunt inexplicabile sau cel puțin magice. După câteva minute au găsit o masă liberă, au întors pe toate părțile pălăriile fanteziste care se aflau pe șervețelul fiecăruia. În hohotele de râs ale băieților și sub privirea indiferentă a doctorului, pe Goraro și-a pus-o pe a lui în cap. Ceilalți le-au așezat deoparte ca să le ducă acasă, drept amintire. Au închinat cu șampanie și ridicându-și paharul, pe cine a zărit gauna bând la bar. Așa cum și-a zis el însuși, pare de necrezut, pe unul dintre tinerii aceia din Lincoln, pe blondul cu cap pe care îl văzuse tot aici în 1927. Gauna nu s-a îndoit nicio clipă, că de-ar fi căutat numai puțin, ar fi dat și de ceilalți trei, cel cu picioarele strâmbe și care se pusese în gardă ca un boxer, acela palid la față și înalt, acela cu chip de viteaz din cartea lui Grosso, și a umplut din nou paharul și l-a golit de două ori. Oare mai e nevoie să spunem împreună cu cine au venit la Armenonville în noaptea din 1927? Tinerei ăștia? Desigur că nu. Și desigur că dinaintea ochilor neîncrezători și pierduței lui Gauna, lângă același bar, în dreapta, îmbrăcată într-un domino, a cu acela purtat în 1927, se afla în chip neîndoielnic, Fata mascată. 49. Cu toate că o prevăzuse, apariția l-a tulburat atât de tare încât s-a întrebat dacă nu cumva e o iluzie iscată din cauza băuturii. Fără îndoială, nu era de crezut așa ceva. Prezența, realitatea ei erau evidente, dar oricare ar fi fost motivul, se simțea grozav de emoționat, iar cele două pahare de șampanie de la urmă se făceau simțite mai mult decât toate paharele de grapa și de rachiu băute înainte. De aceea, n-a încercat să se ridice de pe scaun, și a fluturat doar de câteva ori mâna spre a atrage atenția mascatei. Spera că ea îl va recunoaște și va reveni să stea lângă el. Măsurând-o când pe fata mascată când pe gauna, pe Goraro comentă, nu-l vede. Mă întreb cum face de nu-l vede, răspunse Maidana, că bine zici, a fost de acord pe Goraro. Gauna ăsta se mișca atâta cât te apuca mețeala. Plin de zel, Maidana spuse, după cum cred eu, Fata aia de la bar îl ia drept omul invizibil. Gauna nu i-a băgat în seamă și a zis, și dacă nu e ea. Ajunsese în gândurile sale zbuciumate de bețiv la o buimăceală aproape filosofică. Mai întâi și-a zis că s-ar putea ca masca și dominoul să nu fie decât o păcăleală, apoi, cu oarecare neliniște, a întrezărit o alternativă ce i s-a părut nouă, deși poate nu era, dacă dădeai deoparte dominoul și masca, nu mai rămânea nimic din femeia mascată din 1927. Câte vreme acestea erau cel mai concret lucru din amintirea lui. Firește mai exista farmecul, dar cum să prinzi în amintire o însușire atât de vagă și atât de magică. Nu știa dacă la gândul acesta trebuie să se simtă îmbărbătat, ori să se cufunde în disperare, Tinerelul cel blond s-a apropiat de fată, cu chipul lăbărțându-i se și ajungându-i se, alungindu-i se într-una, o privea fermecat. Fata surâdea și ea, dar pe semne din pricina măștii, expresia ei era mai ambiguă. Ori poate ambiguitatea asta exista doar în închipuirea lui? Acum blondul a invitat-o la dans. Sala era imensă, trebuia să fii foarte atent ca să-i poți urmări din priviri printre ceilalți dansatori. Oricât de sfârșit se simțea, avea de gând să nu scape din ochi. În clipa aceea și-a adus aminte de o seară din copilărie când la Lobos urmărise pe cer luna ivindu-se printre nori. Construiau o moară, iar el se cocoțase în turnul ce încă nu era gata. Se juca încercând să ghicească clipa când luna va reapărea dintre norii groși. Firește că izbutea iar atunci când îl umplea bucuria și iar atunci îl umplea bucuria și o încredere plăcută în darul de ghicitor pe care și-l descoperise. A rămas deocamdată descumpănit, ascuns în spatele unor capete de asin și de șoim care se mânau cu niște coifuri foarte înalte și care se mișcau încet dintr-o parte în cealaltă. Fata mascată a dispărut. Gauna a dat să se ridice, dar s-a oprit de teamă că se va prăbuși, făcându-se de râs în fața tuturor necunoscuților ăstora. Pentru a-și face curaj, a mai sorbit de câteva ori din pahar. Îmi caut altă masă, a spus apoi. Am deschimbat două vorbe cu o domnișoară, o cunoștință de a mea. I-au spus în glumă tot felul de lucruri pe care nu le-a auzit. Să fie în mână când va veni socoteala, să le lase lor portofelul și au izbucnit în râs ca și cum faptul de a-l vedea sculându-se în picioare ar fi fost ceva caragios. O vreme a uitat de fata mascată. Găsirea unei mese îi se părea o misiune grea și neliniștitoare. La masa băieților nu se mai putea întoarce. Altundeva nu avea unde să se așeze. Nefericit din calea afară, a mai făcut câțiva pași, până când, deodată, fără a-și crede ochilor, s-a pomenit în fața unei mese goale. S-a lăsat Iute să cadă pe un scaun. Oare băieții se uită la el? Nu, de aici nu-i nu zărea, așa încât nici ei nu puteau să-l vadă. Un kelner l-a întrebat ceva. Deși n-a auzit cuvintele, le-a ghicit și a răspuns foarte vesel: șampanie. Și totuși, necazurile nu se sfârșiseră. Nu ca să stea singur la ea, avusese nevoie de masa aceasta. Ce rușine să mă vadă singur, a murmurat. Însă, îndată ce ar fi părăsit-o, i-ar fi ocupat-o pe loc alții. Iar dacă nu o caută acum pe fata mascată. S-ar putea să o piardă pentru totdeauna. 50. Cel puțin, încă cineva dintre cei aflați în noaptea aceea în sala de la Armenonville împărtășea părerea lui Gauna că se petrece un miracol. Totuși, cei doi martori nu înțelegeau lucrurile în același fel. Gauna plecase în căutarea miracolului și îl întâlnise în tocmai când părea pierdută orice speranță. Femeia cu mască, nu vedea în el o simplă repetare, oricât de miraculoasă ar fi ea, a unei stări sufletești. Vedea o minune îngrozitoare. Numai că o altă împrejurare, mai personală, a făcut să-i dispară această groază și i s-a înfățișat drept o minune nouă, nespus de vie și de fericită. În această ultimă noapte a Marii Aventuri, Gauna și fata seamănă cu doi actori care, interpretându-și rolurile, au ieșit din situația magică a unei drame și au trecut într-o lume magică. Când în cele din urmă l-a descoperit la masa lui îndepărtată, cu fruntea sprijinită în mâini, atât de stingher și de încrâncenat, femeia mascată a alergat spre gauna. Blondul a rămas singur în mijlocul mulțimii de dansatori care îl îmbrânceau, întrebându-se dacă trebuie să stea să o aștepte, fiindcă ea îi spusese mă întorc îndată. Prezența mascatei l-a scos pe gauna din posomorală, în posomorală în care îl cufundaseră ultimele pahare băute și isprăvile celor trei zile și trei nopți de nebunie. Ea, la rândul ei, a dat uitării orice prudență, a dat uitării că își propusese să nu bea și s-a lăsat în voia fericirii de a fi din nou fermecată de soțul ei. Prin aceasta am spus că femeia mascată era Clara, Clara, cea din noaptea asta, dar și aceea care îl fermecase în 1927. În ajun, vorbesc despre anul 1930, se înțelege, îl visase pe don Serafin, care îi spusese, noaptea cea de-a treia se repetă, ai grijă de Emilio. Pentru Clara, vestea asta a însemnat confirmarea de plină și supranaturală a spaimei sale, nu însă și cauza ei. Dacă tot cartierul știa că Gauna câștigase la curse și că ieșise cu doctorul și cu băieții, s-ar fi putut oare ca ea să nu afle? Iar lumea din cartier o știa prea bine, ba știa chiar mai multe. Unii ziceau că Gauna este prințul moștenitor al vraciului, că i-a abonat la jurnalul centrului spiritist și că ieșise acum cu gândul ascuns de a da din nou de urma a iurelilor și bazaconilor pe care le văzuse, ori numai i fi părut că le vede, în noaptea a treia din carnaval din 1927. Din toate aceste pricini, zilele acelea s-au scurs pentru Clara pline de îngrijorare, Apoi în suflet i-a pogorât liniștea. Va merge la Armenonville să se întâlnească cu gauna. Va lupta pentru el. Avea încredere în ea însăși. Clara era o fată curajoasă, iar oamenilor, inimoși, apropierea luptei le trezește curajul. A scăpat de aproape toate neliniștile. Îi mai rămăsese o singură problemă de rezolvat și poate că aceasta era numai una de conștiință, o problemă din acelea care, în clipa când ți se înfățișează, sunt deja gata rezolvate și care constau doar în a renunța la unele scrupule și precauțiuni. Problema clare era să găsească pe cineva care să o însoțească. Ar fi vrut să se ducă singură, știa însă că, dacă ajunge singură la Armenonville, există pericolul că nu vor lăsa să intre firește, însoțitorul cel mai potrivit ar fi Larsen. Era singurul pe care gauna nu l-ar fi refuzat. Era singurul prieten pe care se puteau vizui. Trebuia să încerce să-l convingă, ceea ce nu era un lucru prea ușor. Clara s-a străduit din răsputeri să-l ducă la îndeplinire. După o noapte întreagă de chipzuială, i s-a părut că are mai multe șanse, vorbindu-i pe neașteptate în ultima clipă nu trebuia așadar să se lase mânată de nerăbdare. În zilele acelea, Larsen își oblojea ultimele urme ale unei răceli. Clara îl cunoștea prea bine pe Larsen și răcelile sale și a zis că până luni noaptea va fi însănătoșit pe deplin. Dacă însă îi dă răgazul, Larsen nu va pierde prilejul, fie să profite de indispoziția lui pentru a o refuza pe loc, fie în cazul că acceptase odată pentru a se îmbolnăvi iarăși, tocmai la țang. La ce i-au slujit însă toate elocvența și strategia? Larsen a clătinat din cap și a explicat serios că există riscul ca răceala, care deocamdată nu i-a atins decât un punct de undeva din gât, îndată ce o stârnești cât de puțin să treacă într-un gutura isdravă. Clara a zâmbit dezamăgită. Când te gândești la oameni ca Larsen, ai o consolare. Ei sunt a doma unor coloane neclintite în mijlocul schimbărilor și al degradării universale. Egal cu ei înșiși, fideli măruntului lor egoism, cum îi cauți, așa îi găsești. Nu s-a dat bătut. Nu-i putea explica totul față de tihna înserării aceleia din cartier, față de discuția lor cu minte ca între doi prieteni vechi, explicația ar fi părut fantasmagorică. Larsen nu s-a arătat prea curios, dar era inteligent și trebuie să fi înțeles câtă nevoie are Clara de el. Trebuie să fi fost de acord cu ea. Dacă a refuzat-o, s-ar fi zis că o face ca să scape de unele complicații neplăcute. Bănuiesc că a făcut-o pentru a scăpa de o singură complicație, aceea de a intra într-un local ca acest Armenonville, care îl intimida atât fiindcă era necunoscut, cât și datorită faimei sale. Unii vor găsi lașitatea asta de neînțeles. Nimeni însă nu se cuvine să pună la îndoială prietenia lui Larsen față de Clara și față de Gauna. Sunt sentimente ce nu au nevoie de fapte care să le confirme și s-ar zice că prietenia e unul dintre ele. Când a înțeles că e zadarnic să mă insiste, Clara l-a lăsat pe Larsen să se întoarcă la leacurile și la compresele lui, a căutat un carnețel vechi, îl scosese cu trei zile în urmă din fundul scrinului și i-a telefonat blondului. Eu cred că, fiind vorba de misiunea de un soții, Blondul reprezenta pontul ei, cum se spune în limbajul curselor. Din lealitate față de gauna, Clara se străduise ca însoțitorul să fie Larsen, dar Larsen prezenta un dezavantaj. Alături de el s-ar fi putut, cu toate paharele pe care de bună seamă le golise, ca gauna să o recunoască. Alături de blond, în schimb, o văzuse doar sub înfățișoarea misterioasei femei mascate din 1927 și zărindu-i din nou împreună, nu va șovăi să o ia drept cea de atunci. Clara n-avea niciun motiv să creadă că gauna ar fi recunoscută o vreodată în femeia aceea mascată. 51. A trebuit să insiste o mulțime spre a-l convinge pe blond să nu vină să o ia înainte de 11% iar apoi, când acesta a sosit, să o ducă direct la Armenonville. Cu toate astea, nu se cade să-l judecăm aspru. Clara îl chemase. Cei mai mulți dintre noi ar fi căzut în aceeași greșeală, închipuindu-ne că o făcuse cu alt scop. Pe o stradă întunecoasă, mărginită de copaci, din Belgrano, tânărul a oprit mașina. S-a apucat să-i spună Clarei cât e de frumoasă. Ea și costumul ei de domino, după care a procedat la ultima încercare. În cele din urmă a priceput că refuzul e sincer și a dat silința să nu pară supărat. Au adus vorba despre prietenii comuni. Hulito, Enrique, Charlie. Nu i-ai mai întâlnit de mult? a întrebat blondul. Din 1927. Știi noutatea? Nu. M-am măritat. Și cum îți merge? Foarte bine, dar tu ce mai faci? Mai nimic, a răspuns blondul. Studiez dreptul, din obligație, mă gândesc tot timpul. Știi la ce? Nu. La femei și la mașini. Merg bună oară pe stradă și îmi zic. Ia treci tu pe partea cealaltă. Fetița asta din fața ta pare frumușică. Sau mă gândesc la mașini. La drept vorbind la mașina asta pe care mi-am cumpărat-o. N-ai băgat de seamă că nu mă mai duce hulitocul în colnul lui? Mi-am cumpărat nu demult, mașina asta. Era o mașină verde. Clara a lăudat-o și s-a străduit să o privească cu interes. Da, nu-i urâtă, a continuat blondul. Marca Auburn, 8 cilindri, 115 cai putere. O viteză de nu-ți vine să crezi. Te plictisesc? M-am făcut atât de pisălog că prietenii l-au tras la sorți pe Charlie să mă roage el în numele tuturor să nu-i mai bat la cap cu niciun auburn. Clara l-a întrebat de ce nu studiază ingineria, dar ce-ți închipui că habar de mecanică nici poveste. Dacă tărăboanța asta ne lasă în drum, să nu te aștepți de la mine să-i fac ceva. Nu ne rămâne decât să o lăsăm baltă în stradă. Mă pricep la literatura despre mașini, nu la știință. Te asigur că e o literatură foarte proastă. Au ajuns la Armenonville. Cu destulă greutate, blondul a găsit un loc unde să-și lase mașina. Clara și-a pus masca pe față. Au intrat. 52. Intrând la Armenonville, Clara s-a întrebat cum ar putea să afle dacă venise cum ar putea să-l găsească în mulțimea aceea. Orchestra cânta Horses, o melodie deja învechită. Sigur că dacă ați asculta-o, vi s-ar părea banală și plicticoasă. Pe Clara a tulburat-o ca ceva de pe altă lume și prevestitor de nenorocire. Din noaptea aceea nu o să mai poată auzi vreodată fără să se cutremure și-a dat seama că e atât de înspăimântată că nu ar fi în stare să-l vadă nici dacă l-ar avea în fața ochilor. Domnul în frac și cu meniul în mână se înclina ușor dinaintea ei și a blondului. Au pornit-o pe urmele lui printre oamenii mascați. În clipa când s-au luat pe urmele bărbatului acelui țeapăn și îmbrăcat în negru printre oamenii mascați care dansau, strigau și suflau în niște fluiere săcăitoare și lipsite de expresie sau expresive tocmai fiind atât de sâcăitoare, Clara s-a întrebat dacă nu cumva pătrunsese într-o încăpere magică unde noaptea a treia carnavalului din 1927 urma să se repete. Numai de nu l-aș întâlni și a zis în gând, numai de nu l-aș întâlni. Dacă nu-l întâlnesc, nu mai poate fi vorba de nicio repetare. De fapt, nu era teamă că lucrurile se vor repeta. Nu prea-i părea cu putință să se întâmple vreo minune. Omul în negru i-a condus până la bar. Încruntându-și sprâncenele și vorbind pe un ton grav, de parcă i-ar fi împărtășit ceva grozav de important, blondul i-a explicat, i-am dat un bacșiș gras, să vezi că ne face rost de masă. Clara a observat că, vorbind, blondul își mișcă mult buzele. Dintr-un motiv neștiut, faptul a impresionat-o. Câteva ore mai târziu, când închidea ochii, îi apăreau niște buze ce se mișcau cu o vioiciune dezgustătoare și alături de acestea o jucărie pe care o avusese în copilărie, un fel de minge de gumă reprezentând o mică față foarte albă. Cineva i-o arătase zicând, Agapito, scoate limba! Schimonosită sub apăsarea degetelor, fețișoara scotea o limbă roșie, ce părea că nu se mai sfârșește. Fața asta, precum și obrazul lătăreț de paiață, cu uriașa lui gură căscată în care trebuia să arunci cu monedele, așa cum cerea jocul acela pe care îl dăruise o mătușă când a împlinit patru ani, îi dădea totdeauna, îi dădeau totdeauna când își amintea de ele o ușoară senzație de greață. Blondul a invitat-o la dans. Ea își zicea, mai bine să nu-l întâlnesc. Dacă nu-l întâlnesc, nu mai poate fi vorba de niciun fel de repetare. Tocmai își spunea aceste cuvinte când l-a zărit. În aceeași clipă a uitat de tot și de toate. Au dispărut blondul, dansul, gândul de dinainte. Ca mânată de vijelie, cu inima gata să-i se frângă de duioșie, a alergat spre gauna. Văzând că e fără valerga, și fără băieți, a fost încredințată că presentimentele ei sunt niște sminteli și că nu-i amenință nicio primejdie. Mai târziu, am spus că ar fi trebuit să aibă o bănuială, dar n-a fost în stare. Ar fi trebuit să înțeleagă că prea se petrec toate plăcut și lesne, de parcă ar fi lucrat o vrajă. Atunci, însă, n-a fost în stare să înțeleagă. Sau, dacă a înțeles nu a putut scăpa de sub acestei forțe. Iată grozăvia ascunsă a vrajei, te vrăjește. Clara a simțit că o îmbată și o învăluie, a încercat să reziste, până când, în cele din urmă, a lăsat să o cuprindă ceea ce i s-a părut a fi fericirea. În clipa aceea scurtă, dar de o mare profunzime, a fost așa de fericită încât a părăsit-o orice prudență. Atât a fost de ajuns pentru ca destinul să-i scape din mână. Fără ca cineva să-i fi cerut, un kelner le-a adus șampanie, au băut, privindu-se în ochi. Cu un ton voit solemn, Emilio a zis: Poate mi-am închipuit că iubesc două femei, acum văd că în viața mea n-a fost decât una. Ea a înțeles că o recunoscuse și a întins brațele spre el, l-a prins de mână și-a ascuns obrazul în mantie și a plâns de fericire. A fost cât pe aici să-și scoată masca, dar și-a amintit că plânsese și și-a zis că trebuie mai întâi să se privească într-o oglindă. A invitat-o la dans. În brațele lui Gauna s-a simțit încă mai fericită și în deplină siguranță. În clipa aceea au răsunat niște talgere stridente. Melodia s-a schimbat într-una mai repede și mai săltăreață iar toți dansatorii împinși parcă de la spate de o veselie diabolică s-au prins de mână într-un șir lung și au început să alerge șerpuind prin sală. Talgerele au sunat iarăși și Clara s-a pomenit în brațele unui bărbat cu mască, iar pe gauna l-a văzut cu o altă femeie. A încercat să se desprindă din brațele bărbatului. Acesta a apucat-o cu nădejde și, uitându-se în sus, a izbucnit într-un hohot de râs teatral. Clara a văzut că gauna o privește neliniștit, zâmbind trist și resemnat. Dansul i-a despărțit. I-a despărțit într-un chip îngrozitor. Îmi dați voie, estimată domnișoară, să fac prezentările," a zis bărbatul mascat, fără a se opri din Charlestonul pe care îl dansau. Eu sunt scriitor, Poet, și din când în când jurnalist, și sunt dintr-una din cele 20 și ceva de republici surori. Dumneavoastră știți câte sunt? Nu, a răspuns Clara, nici eu. Dar ajunge să știm că sunt surori, nu-i așa? Și ce mai surori, surori, un colier strălucitor de fetișcane, care de care mai tânără și mai frumoasă. Fără doar și poate, însă, cea mai frumoasă e aceea cu chipul Buenos Airesului, patria dumneavoastră, domnișoară. Doar nu o să-mi spuneți că nu sunteți argentiniană. Sunt argentiniană, știam eu. Ce oraș mai e și Buenos Airesul ăsta? Am sosit ieri și încă n-am ajuns să-l cunosc. E Parisul Americii, nu vi se pare? Nu cunosc Parisul. Cine poate zice că-l cunoaște? Eu mi-am făcut studiile acolo, în orașul universitar, dar vă închipuiți că aș îndrăzni să spun că-l cunosc? Nici pomeneală. Unii sunt de părere că numai în Italia poți descoperi lucruri noi. Ăștia cred că frumusețea Parisului e prea artificială și ordonată. Ei bine, eu nu sunt nici de cum de părerea domnilor răstora, eu am descoperit ceva la Paris. Asta a fost într-o noapte, de sâmbătă, cam pe la sfârșitul iernii, pe când mă întorceam acasă după ce cinasem împreună cu niște prieteni, oameni plăcuți cu toții, cam pe la trei dimineața, nu la trei, la trei și douăzeci, ca să fiu exact. Atunci am descoperit piața Concordiei. Ce spuneți despre piața Concordiei? Nimic, nu o cunosc. Trebuie să o cunoașteți cât de curând. Ei bine, în noaptea aceea eu am descoperit piața Concordiei. Era acolo cu toate luminile ei, ei, jocurile ei de apă strălucitoare și, în afară de mine, nimeni care să o vadă. Banchetul era acolo, tartinele și pateurile pe masă. Șampania, gata să curgă în valuri, lumânările în cade candelabrul de argint, mantilele de dantelă, lacheii în livrea cu nasturi de bronz, totul pregătit, totul aranjat pentru niște comeseni absenți. De n-aș fi trecut eu, toată sărbătoarea asta s-ar fi irosit zadarnic. Când orchestra a tăcut, ca un artist adevărat, bărbatul și-a încheiat și el discursul. Dar în clipa asta plăcută, însă-și dorința sa de perfecțiune i-a jucat renghiul, căci a deschis brațele pentru ca finalul să fie mai patetic. Clara a luat-o la goană prin mulțime." 53. A alergat spre locul unde bănuia că se află masa lui Gauna. N-a găsit-o. A, găsit a căutat-o mereu mai grăbită, pentru că îi era teamă că mascatul se va lua după ea. Când a văzut că orchestra se află în celălalt capăt al sălii, a crezut că se rătăcise. Pe urmă și-a adunat gândurile. Acum cântau un tango, așa că nu putea fi aceeași orchestră. Cea de jazz se afla într-un capăt al salonului cea obișnuită în celălalt. La un moment dat a simțit că îi se face rău și e grozav de amețită. E cu putință ca cele două pahare de șampanie băute cu Emilio să-i fi produs starea de mulțumire de acum câtva timp și, cine știe, poate și clipa de abandon și de siguranță. Dar nu tulburarea asta. Era limpede că e înspăimântată. Dacă nu voia să piardă totul, trebuia să se stăpânească. Clara s-a îndreptat spre bar. Ca într-un delir, se zărea pe ea însăși pășind printre măștile grotești. Nu cred că de dublarea ei trebuie pusă pe seama vanității feminine. Nu cred că ea face parte dintre femeile, sau poate s-ar cădea spune, dintre persoanele atât de numeroase care într-o situație îngrozitoare se gândesc numai la ele. Se vedea pe ea însăși din afară, deoarece, într-un fel, rămăsese afară din ea însăși. Într-adevăr, îi se părea că nu mai depinde de voința sa proprie, ci de o alta, mai puternică, venită de sus și care pusese stăpânire asupra întregului salon. Gauna, Valerga, băieții, blondul, bărbatul cu mască, toți își pierduseră propria voință, înlocuită fiind de voința asta străină. Niciunul nu-și dădea seama de asta, în afară de ea. De aceea vedea totul, chiar și pe sine însăși, din afară. Dar Clara și-a spus că asta nu-i decât o amăgire, nici ea nu e în afară, și pe ea, ca pe toți ceilalți, o stăpânește destinul. Așa cum se așteptase, destinul luase frâiele în mâna lui. Pe când se gândea la asta, a înțeles într-o străfulgerare că nu-i adevărat ce gândise. A înțeles pe semne că lumea nu-i chiar atât de ciudată. Sau, mai bine zis, că e ciudată într-un anume fel al ei, neașteptat sau întâmplător, dar niciodată supranatural. A privit în direcția unde, unde bănuia că e masa lui Gauna. I s-a părut că o descoperise. N-a recunoscut oamenii care stăteau la ea. Îndată, apoi, nebună de fericire, l-a zărit pe Gauna, stând între oamenii aceia. Îndată, apoi, plină de groază, i-a recunoscut și pe ei. Erau Valerga și băieții. Totul s-a petrecut în câteva clipe. Lângă ea, la bar, a apărut blondul. Era grozav de vesel, zâmbea cu buzele lui, ce n-aveau astâmpări, și vorbea. Ce mai și vrân și a furisitul ăsta, s-a gândit ea jumătate uimită, jumătate dezgustată, îl asculta ca și cum blondul s-ar fi aflat undeva foarte departe, într-o altă lume, de unde neroada lui dorință de a-i se vârâ în suflet își croia cale până la ea. Despre ce-i vorbește oare a furisitul ăsta? Despre cât e de bucuros că a găsit-o? Și o întreba, împiedicându-se într-una și plin de stângăcie, dacă a crezut adevărate toate lucrurile rele pe care îi le spusese despre sine. Vorbea cu atâta umilință încât ea, de milă, i-a zâmbit. Întorcându-și ochii, și-a dat seama că gauna o văzuse zâmbind. Se uita acum la ea cu o expresie întunecată. Părea nu atât supărat, cât mai degrabă disperat și trist. 54. Cu o groază plină de uimire, Clara a urmărit mișcările lui Gauna. Încremenită, Copleșită de spaimă că sub ochii ei totul se împlinește în chip magic, întocmai așa cum presimțise în seara aceea ploioasă, a văzut că gauna îi spune ceva lui Valerga. Se ridică, pune niște bani pe masă și pleacă încet împreună cu prietenii lui. Orchestra tăcuse. Lumea s-a întors pe la mese. A fost o clipă stranie în care s-au înstăpânit tăcerea și liniștea. Prin contrast, desigur, cu Zarva de dinainte. Clara a înțeles că temerile ei se confirmaseră. Începând cu un moment anume, imposibil de precizat, timpul de acum se întâlnise cu cel din 1927. Apoi, lucrurile s-au precipitat. Orchestra s-a dezlănțuit. Clara a alergat după gauna. Blondul a ajuns-o din urmă și a apucat-o de braț. Ea a izbutit să-i scape, dar n-a putut străbate decât foarte încet și a nevoie prin sala ce se umpluse iarăși de dansatori. A ajuns la ușă, a ieșit în fuga afară, dar nu i-a zărit nici pe Gauna, nici pe ceilalți. S-a întors înapoi. S-a îndreptat spre portar, un bărbat foarte înalt, îmbrăcat într-o livrea roșie, peste măsură de largă, cu nasturi uriți, și, având un cap mic ca de vultur, cu niște ochi mici privind printre gene, cu o expresie ironică, și l-a întrebat: Nu cumva ați văzut niște domni care au plecat? Au venit și au plecat o grămadă, a răspuns portarul. Erau cinci la umăr, la număr, i-a lămurit fata, încercând să-și înnăbușe nerăbdarea. Un domn mai în vârstă și patru tineri nu erau mascați. Urât din partea lor, răspunse portarul. Aici toți sunt mascați. Clara li s-a adresat celor doi băieți de la garderobă și a dat seama că blondul se ține timid pe urmele ei. Unul dintre ei a răspuns, mi se pare că da, celălalt însă a spus că n-a văzut nimic. Acum, de curând, a întrebat-o, cinci și necostumați? N-aveau nici măcar mască și nici măcar nasuri? Nu, domnișoară, mi-aș aminti perfect. Celălalt, când Clara și-a îndreptat ochii spre el, a ridicat din umeri și a dat din cap ambigu. Clara s-a întors către blond. Pot să te rog ceva?" l-a întrebat. Orice?" a răspuns blondul. Clara l-a apucat de mână și au alergat amândoi spre ieșire. I-a spus, Dumă cu mașina ta!" Numai o clipă s-a rugat blondul să-mi caut pălăria. Clara nu i-a dat drumul de mână. O cauți pe urmă, a îngânat ea. Acum nu avem timp. Iute! S-au îndreptat în goană spre mașină. Cineva fugea în spatele lor. Li s-a părut că îi urmărește. Urmăritorul a reușit să arunce ceva prin fereastră. Pălăria blondului. După o manevră spectaculoasă și un scrâșnet fioros de cauciucuri, blondul a început să gonească pe centenario, mândru pe semne de auburnul său. Clara i-a spus să o ia mai întâi spre lacuri, apoi spre pădure. Au străbătut încet potecile din pădure. Clara îi cerea să lumineze cu farurile printre copaci. Era foarte îngrijorată. Ce se întâmplă?" a întrebat-o blondul. Nu se întâmplă nimic," a răspuns ea. Cum nu se întâmplă nimic? Nu te porți frumos cu mine," i-a reproșat blondul. Azi n-ai făcut toată ziua decât să te slujești de mine, fără să-mi spui ce urmărești. Poate dacă aș ști, aș putea să te ajut. Lămurește-mă și pe mine. N-am timp, i-a răspuns Clara. Blondul insista. Nu mai crede, i-a spus Clara, și nici nu are importanță că mă crezi sau nu, dar e adevăr, adevărul adevărat și e groaznic. Dacă mai zăbovim mult, nu o o putem evita. Ce anume nu o să o putem evita? Îți închipui că, bușbuind cu farurile astea, o să dăm de urma cuiva, ar însemna să avem un noroc cior. Pe cine cauți? pe soțul meu. Era și el la dans, ne-a văzut. O să-i treacă, a zis blondul. Nu-i vorba de asta, n-ai înțeles bine. A ieșit cu niște amici, cu niște așa ziși prieteni, adică așa și închipuie el că-i sunt prieteni, însă ei o să-l omoare. De ce? a întrebat blondul. Au luminat cu farurile pe sub podurile de la calea ferată. Clara i-a răspuns cu o altă întrebare. Îți amintești de carnavalul din 1927? Îmi amintesc, a răspuns blondul. Îmi amintesc că ți-am ajutat să scoți afară de la Armenonville pe un tânăr căruia îi purtai grija. Tânărul acela e acum soțul meu, a spus Clara. Îl cheamă Emilio Gauna. L-am cunoscut în noaptea aceea. M-ai rugat să-ți ajut să-l iei de acolo. Eu nu prea voiam să mă vâr în povestea asta, dar te-am văzut așa de îngrijorată că n-am fost în stare să zic nu. În noaptea aceea din 1927, când să ia de acolo, gauna le dăduse destulă bătaie de cap. Era băut bine. Blondul i-a mai turnat un pahar. Nu mă pricep la treburi de astea, a zis. Eu nu beau, dar s-ar putea să aibă efect. Și a avut, într-adevăr, l-au scos fără greutate și l-au urcat într-un taxi. Unde-l trimitem? a întrebat blondul. Clara n-a vrut să-l lase singur, au urcat toți trei și s-au învârtit de aici-colo prin Palermo. În cele din urmă, blondul și-a amintit că Santiago și Mutul, îngrijitorii de la clubul KDT, Locuiesc acum în căsuța de la debarcaderul de lacului și, după multe stăruinți, a izbutit să o convingă să le lase pe bețiv acolo. I-a întâmpinat mutul, fiindcă Santiago nu era acasă în noaptea aceea. Gauna a rămas acolo culcat pe un pat de lemn și a acoperit cu o manta cenușie. Drept răsplată, Clara i-a îngăduit blondului să o conducă acasă. Blondul a zis, prietenul tău se află pe mâini bune. Sunt niște oameni grozavi. Îi cunosc de când mă știu. Erau îngrijitori la club încă de pe vremea când îl conducea Rossi și au rămas și sub cramăr până la sfârșit. Îmi aduc aminte cum se mai aprindeau cum se mai aprindeau când jucam împotriva celor din Urchiza sau a celor de la Sportivo Palermo, numai că totdeauna pierdeam. Gândindu-se la toate astea, ori poate din cauză că ele îi aminteau de copilărie, S-a simțit la început tulburat, totuși, îndată după aceea a ajuns să-și dea seama că fata se jucase cu el de două ori până acum. De două ori până acum îi dăduse speranțe pentru ca apoi, fără niciun scrupul, să se slujească de el în combinația cu alt bărbat. S-a înfuriat foarte tare. A oprit brusc mașina. Știi ceva, fetițo?" a întrebat-o cu o voce pe care ea nu o cunoștea. Trăsese frâna, oprise motorul. Sfrijinit de portieră cu o mână pe volan, cu pălăria împinsă pe ceafă, o privea printre gene cu o înfățișare disprețuitoare și posomorâtă. Știi ceva? M-am săturat. M-am săturat de slujba asta. Care slujbă? a întrebat Clara. De a mai face pe servitorul tău și al smintelilor tale. Te implor să căutăm mai departe. O să-l omoare pe Emilio. Auzi, ci că o să-l omoare, Omul ăsta te face să-ți pierzi mințile. Aceeași poveste ca și data trecută. Blondul a încercat să o îmbrățișeze și să o sărute. Fii bun, l-a rugat Clara. Fii, te rog, bun și ascultă-mă. data trecută era cât pe aici să-l omoare. De unde știi? Îți explic. Nu-l cunoșteam, l-am cunoscut în noaptea aceea, la dans, și am știut în aceeași clipă că trebuie să-l scot de acolo, fiindcă oamenii aceia au de gând să-l omoare. Intuiție curată, nu-i așa? Nu știu, îți jur. Nu ți-am spus decât ție ce am presimțit în noaptea aceea. Nu i-am spus nici lui, nici tatălui meu. Înainte de a muri, tata m-a sfătuit să am grijă de Emilio. Tata mi-a spus ca și când i-ar fi pierit atât sensibilitatea cât și scrupulele, Clara a spus în clipa aceea o minciună. Faptul că umbrește cu o minciună amintirea părintelui ei mort, i se părea o cale josnică. Dar nu s-a oprit din drum. A înțeles că dacă ar fi rostit, tata mi-a vorbit de toate astea pe patul de moarte. Și în vis, în fața blondului, argumentul n-ar mai fi avut nicio greutate. Era sigură că temerile îi sunt cumplit de adevărate și voia ca blondul să o ajute. Tata mi-a spus: Cea de-a treia noapte se va repeta: ai grijă de Emilio. Deși tatăl ei îi spusese vorbele astea în vis, Clara nu credea că în esență mințise, așa încât, continuându-și spusele, în vocea ei nu s-a produs nicio schimbare. Emilio urma să moară în timpul carnavalului, a zis Clara. Acum înțeleg totul. Fără ca eu să știu ceva, tata m-a trimis data trecută să-l caut ca să-i tai firul destinului. Acum trebuie să am grijă să nu și-l reia din punctul unde și l-a părăsit. Dar poate că deja e prea târziu. Drept reacție, blondul a întrebat-o. Cum poți crede așa ceva? Tu nu crezi, a întrebat ea. Știi ce mi-a spus nu de multe Emilio, că în noaptea aceea din 1927 a plecat împreună cu prietenii lui. În ce hal era, i-ar fi putut trece prin cap orice. Ascultă-mă, te rog. Mi-a spus că era singur la o masă, că m-a văzut la bar, că eu ți-am zâmbit ție, iar asta l-a înfuriat încât a plecat cu prietenii lui. Ei bine, toate astea nu s-au întâmplat data trecută. Înțelegem-mă bine. Nimic din toate astea nu s-au întâmplat data trecută. Toate s-au petrecut acum și în tocmai după cum mi-a spus el." Emilio a văzut lucrurile astea întâmplându-se pentru că ele fac parte din destinul lui. A văzut ceea ce trebuia să aibă loc data trecută, și ceea ce tocmai are loc acum. Și mi-a mai spus că din pricina unor bani s-a bătut cu cuțitul în pădure cu unul dintre ei, pe care îl cheamă Valerga, și care e un ucigaș. Dacă nu-l împiedicăm, Valerga o să-l omoare. Câtă crezare îi mai dai lui Emilio, ăsta al tău? Tu nu-l cunoști pe Valerga. Blondul a zis: Hai să mai căutăm. Au colindat iar prin pădure, ajutându-se cu lumina farurilor. După o vreme, blondul a ajuns la casa de la debarcader și i-a rugat pe Santiago și pe Mutul să caute și ei. 55. Iar cu Emilio Gauna, ce s-a întâmplat în vremea asta? într-o poiană din pădure, cu băieții împresurându-l de jur în prejur ca o haită de câini înverșunați și având în fața ochilor cuțitul lui Valerga, era fericit. Nici când nu și închipuise că e atât de viteaz și că pe lume poate exista atâta curaj. Luna strălucea printre copaci, iar el o vedea oglindită pe lama micului său cuțit și vedea că mâna care îl ține nu-i tremură curajul nu e totul, îi spusese Don Serafin Taboada odată. Don Serafin Taboada știa mult mai multe decât el. Dar el știa ce mare năpastă e să crezi despre tine că ești laș. Iar acum știa că e curajos și mai știa că nu se înșelase niciodată asupra lui Valerga. Când e vorba să lupte, acesta e curajos. Într-o încăierare cu cuțitul, cu greu îi puteai face față. N-avea importanță de ce se bat. Și or fi închipuit pe semne că el câștigase la curse mai mulți bani și urmăreau să-l jefuiască? Motivul, care o fi fost, era doar un pretext, n-avea importanță. Cu totul nedeslușit, i s-a părut că mai fusese cândva aici, la ora asta, în poiana asta, printre copacii ăștia, ce se înălțau uriași în noapte, Clipa asta o mai trăise odată. A știut, ori por, pur și simplu a simțit că, în sfârșit, își regăsește destinul și că acesta tocmai e pe cale să se împlinească. L-a cuprins încă o dată fericirea. Nu și-a văzut doar curajul care se oglindea odată cu luna pe tăișul strălucitor al cuțitului. Și-a văzut sfârșitul triumfător, moartea plină de măreție încă din 1927, gauna întrezărise cele aflate dincolo. Acum și le-a amintit sub chipul unei închipuiri. Numai așa îți poți aminti propria moarte. S-a pomenit intrând iarăși în visul avut noaptea trecută, în magazia șchiopului Arauho, visul acela cu eroi, A înțeles pentru cine era întins covorul roșu și a pășit pe el fără șovăire. Necredincios ca toți bărbații, nu și-a îndreptat măcar o clipă gândul la Clara, iubita lui, înainte de a muri. Mutul a găsit trupul. Sfârșit. Ați ascultat Visând la eroi, de Adolfo Bioi Casares.